Salariații companiilor a căror activitate este suspendată total sau parțial în contextul creșterii îmbolnăvirilor cu COVID-19, restricțiilor și prelungirii stării de alertă pot beneficia de șomaș tehnic. Indemnizația este direct proporțională cu numărul de zile de suspendare a activității și este în procent de 75% din salariul de bază de încadrare și nu depășește 75% din salariul mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale 5.380 de lei în anul 2021. Astfel, indemnizația maximă brută nu va depăși suma de 4.035 de lei. Indemnizația este supusă impozitului și asigurărilor sociale obligatorii. Aceste obligații fiscale se realizează la momentul încasării indemnizației din buget la asigurărilor de șomaj. Indemnizația poate fi suplimentată de angajator la opțiunea acestuia. Dacă un salariat este încadrat în muncă cu mai multe contracte de muncă și cel puțin unul este activ, nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic. Măsura a fost reintrodusă de guvern până la data de 31 decembrie 2021 prin Ordonanța de Urgență numărul 111 din 2 octombrie 2021. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș informează agenții economici cu privire la faptul că, începând cu data de 1 noiembrie 2021, documentele necesare a acordării șomajului tehnic se vor transmite electronic. Pentru acest lucru este disponibilă adresa de e-mail argeșarundaneofm.gov.ro. Pentru informații actualizate, agenții economici trebuie să consulte periodic site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă www.aneofm.ro.